una din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu este să nu ucizi. Dar chiar acum, în țara vecină, se dau lupte crâncene și are loc vărsare de sânge. Ce spune Biblia despre război și care este îndemnul bisericii pentru creștini, ne spune astăzi preotul Ioan Botea, căruia îi spunem bun găsit acasă. Bun, bine v-am găsit, cu mare drag, vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Am vrea să ne spuneți cum tălmăcește Biblia ideea despre război și dacă condamnă sau nu agresiunea. Mai de toate vreau să vă spun că în istorie, în istoria primară a bisericii, biserica a suferit din cauza războaielor, din cauza prigoanei și toate aceste lucruri sunt nu condamnate de biserică, dar oarecum biserica întotdeauna a fost împotriva la aceste lucruri, la aceste lupte, când mai ales este vărsare de sânge. Oameni nevinovați sunt omorâți și totodată împreună cu oamenii și țara în general. În momente de război, biserica a știut să supraviețuiască împreună cu creștinii ei, biserica aici are în vedere toți creștinii bisericii, și a știut și a făcut un singur lucru important, rugăciunea. S-a rugat pentru pace. Acesta este lucru pe care îl face biserica întotdeauna în timpul de război sau de prigoană și de așa situații care se întâmplă acum. Spuneți-ne, în ce caz agresiunea se justifică atunci? În general, agresiunea nu se justifică nici într-un fel. Unicul lucru ce ne învață pe noi biserica este însăși cuvântul Mântuitorului când ne spune: iubiți-vă vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă prigonesc și vă rugați pentru cei ce vă judecă, vă fac rău. Și aici nu este justificare, dar este o modalitate de a nu distruge omul pe interior și exterior, pentru că panica și frica de multe ori creează diferite tragedii. Și omul în situație de cumpănă, de restriște, el trebuie să nu uite de rugăciune și dacă nu uite de rugăciune, el nu are nevoie de o justificare. El știe că toate sunt rânduite de Dumnezeu, inclusiv și greutățile vieții și a lumii, a veacului care îl trăim, sunt niște încercări ca noi să putem ieși cu bine din ele prin rugăciune. Părinte, ați spus de panică și frică, știm cu toții că ele nu vin de la Dumnezeu. Da. Dar cu toate acestea, în astfel de momente există noțiunea de autoapărare. Cum vede biserica această noțiune și ce trebuie să facem? Pentru că să te aperi doar cu rugăciune este îndemnul bisericii. Însă atunci când există și un conflict fizic, nu știu dacă ne putem apăra prin astfel de instrumente. Ne putem apăra. Biserica întotdeauna s-a apărat cum a putut. Iată, în istorie, vedem pe Sfântul și Marele Voivod, Ștefan cel Mare, binecredinciosul voivod, care cu credința care a avut-o în Dumnezeu și împreună cu toți ostașii, au scos sabia și au ieșit la luptă. Datorită acestui lucru, noi știm că suntem astăzi o țară ortodoxă. Dacă Sfântul Ștefan cel Mare nu ieșea la luptă împotriva turcilor, azi mai probabil că eram o țară islamică, datorită faptului că el a avut acest curaj și biserica recomandă ca să ieșim în apărarea țării, credinței și a neamului și în general biserica se roagă la fiecare liturghie pentru cei care au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, credinței și a neamului, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu se recomandă, desigur, și ce am văzut noi la televizor, binecuvântarea și sfințirea tancurilor, asta e așa, n-are nimic cu biserica, asta ține de un caracter și o modalitate de a gândi a fiecare om în parte. N-are nimic biserica cu sfințirea tancurilor. Cum vede biserica ceea ce se întâmplă în țara, biserica noastră, ceea ce se întâmplă în țara vecină? Mai întâi de toate, biserica din prima zi de conflict, chiar și noi am fost îndemnați prin decretul Metropolitului să facem rugăciuni de pace. Pe lângă rugăciuni, noi ne-am implicat, toți preoții din toate raioanele ne-am implicat în ajutarea oamenilor care au fugit de război. Inclusiv au fost mobilizați și creștinii din sate și unii au oferit case, unii au oferit tot ce au putut și apartamente. Vreau să vă spun că și sute de
refugiați au fost găzduiți de mănăstirile țării noastre, inclusiv Căpriana, un număr foarte mare de refugiați, mănăstirea Cușălăuca, Cârlășăuca, care este chiar în apropiere de Otaci, au găzduit sute de familii. Unii au mers în tranzit, s-au odihnit și au mers mai departe, unii stau și în ziua de astăzi. Cei de la sate le-au oferit case, inclusiv noi ne-am străduit cu ce am putut, inclusiv și produse alimentare. Toate acestea este și cantina socială pe lângă Metropolia Moldovei, care le îngrijește cu mâncare caldă. Și adică atitudinea bisericii față de refugiați este una frățească. Pentru că și la duminica care a trecut, duminica Înfricoșate Judecăți, Hristos ne spune prin Sfânta Evanghelie că gol am fost și m-ați îmbrăcat, flămând și m-ați hrănit, străin și m-ați primit la voi în casă. Și noi avem așa o ocazie să împlinim cuvintele Evangheliei, să le împlinim în aceste vremuri grele pentru frații noștri. Eu vă mulțumesc, că să fie pace și să dea Domnul prin rugăciunile pe care le avem astăzi față de poporul nostru, dar și față de poporul ucrainean, să aducă Dumnezeu să ne asculte rugăciunile și să aducă această pace. Să dea Domnul. Cu sănătate să ajungem la bine.